Adică să... Nu știu cum se numește asta. Nu-ți Dar nu arăt trebuie... imaginea că ai conexiune slabă. Vorbește măcar la microfon. Am văzut că ieri ați avut ședință și mai alaltă ieri ați avut sărbătoare. Ce sărbați? Dar la noi toate s-au adunat acum, toate pe timp de secetă, pe timp uscat, am în vedere. Satul nu are apă și noi, la noi se dansează, se prăznuiește într-un fel. A fost o sărbătoare de 20 de ani, Malurile Salciei, o sărbătoare sportivă, care este organizată de către agentul economic Mihov Pietru. Nu știu de ce a fost anunțat a fost invitat Igor Rusu și Maria Tincu. Ei au anunțat că această măsură este organizată de către primărie. Oare primarului nu este puțin obrazul roșu sau îndrăzneala? Nu-i prea obraznică că el se dă unul din cei mai buni organizatori cu un sat lipsit totalmente de apă. Apropo, serbare după serbare, dar eu am depus plângere la anticorupție, pentru că eu am mai depus mai înainte anticorupție Chișinău, eu pare mi se v-am trimis link-ul, pentru că, deci, la ședința Consiliului din data de 4, cum am filmat eu atunci, îmi pare rău că nu erai mai tare disponibil să mă ajuți, am solicitat prin cerere ca să fie prezenți agenți, adică angajați inspectoratul de poliție ca hulcă să asigure ordinea publică. Deși au mai fost replici din partea unor consilieri și tare, tare mă indignează, Oleg, și tuturor cetățenilor mă adresez dumneavoastră, pentru că nu puteam să fac un live, să vă aduc la cunoștință despre ordine de zi care a fost propusă la data de 4, luna 6-2024. Stimați cetățeni, ceea ce a fost înaintat în ordine de zi de către primar, și anume pe dânsul, îl roade nu știu cum, îl doare la roade la stomac, să depună tot efortul ca să emită un regulament și să fie aprobat acest regulament la Consiliul Local, prin care el solicită ca să fie majorate, deci, lefile angajaților primăriei. El acum, deci în ultimii ani, a depus maxim efort și a făcut toate reparațiile în primărie. Acum el a ajuns la faza de a mări lefile acestor angajați. El nu s-a gândit pe parcursul acestor ani cumva să emită vreun regulament, vreo schemă de a se aduna cu oamenii, să facă vreo dare de seamă, cum se făcea înainte, shod grajdan, ca să pună nu știu cum eu, la o încercare, inclusiv și cu agenții economici, cu cei care organizează aceste măsuri, le organizează regulat în fiecare an, deși nici fotbaliștii, dacă joacă fotbal, ei nu au deci acasă condițiile adecvate ca să folosească de acel duș, de aceea apă pe care noi nu avem ani la rând. Iarna este, domnul Bregă, la noi iarna este, dar vara, uitați-vă, în asemenea timp Domnul arid, noi nu Costelați, avem, intervineți. satul este lipsit de apă. Acum s-a creat o situație nemaipomenit de gravă, pentru că s-au depistat alte încălcări, alte nereguli, alte defecțiuni pe alt traseu care se acumulează, adică care se alimentează trei străzi ale noastre, Eminescu, Creangă și a Tineretului. Tot la Consiliu, la comisia asta, la Consiliul acesta, am fost eu învinuită, precum că Sanepidul l-a obligat ca el să efectueze probele chimice, analiza chimică a apei pe care o consumăm noi. Tinerilor, și Rodica, și Mihail Axenti, și ceilalți care încercați să mă blamați. Nu am făcut-o cu rea intenție, cu rea voință, dragilor. Voi veniți acasă o zi, două, trei, o săptămână. Vă puteți infecta copiii și inclusiv și dumneavoastră cu o infecție care nu o să știți de unde ea este luată. Știți toți de unde noi ne alimentăm, din Baimaclinca, de unde pot să consume apă de acolo și cetățenii din Frumoșica care sunt vecini cu localitatea noastră.
Ajunge, dar oricum, eu nu pot să vă stopesc ca voi să nu mă mai blamați. Oricum, eu poziția mea, eu mențin. Îmi voi menține poziția în continuare și voi pleda pentru, voi încerca să ajut, să sesizez, să bat toate instanțele, toate ușile tuturor instanțelor ca să ajungă ei, să ajungă la noi în sat, să vadă de ce un primar bun, atât de bun, reușește să cheme sătenii, inclusiv și la data de 23 iunie, primarul acum la Mihai Munteanu, vă așteptăm și pe 23 iunie la ziua plășinte, dor fierbinte de plășinte. El joacă cu colacul deasupra capului câți ani, stimate domn, stimați cetățeni. Pentru mine, eu de ce vorbesc așa strigător la cer? Respectiv, nici eu nu am apă. Da, nu am plătit 300 de lei pentru că am zis că se plătească și fabrica de vin, cei care consumă mult mai multă apă decât noi, acești cetățeni care strada Ion Creangă mai la vale care este și decât noi, posibil să nu aibă apă, pentru că nu Creangă, este din deal Tineretului. Posibil să nu aibă apă, deoarece toată apa va pleca pe Creangă, Eminescu și Tineretului. Deci nu este normal o asemenea abordare, stimați cetățeni. Urma primarul să întreprindă toate măsurile în acești ani, inclusiv să includă, să atragă și agenții economici. Dar ei ce fac? Ei fac parcă o momeală, o tocmeală, o pomană unul altuia. Când îi dor fierbinte de plășinte, domnul Mihov, agentul economic, dă un cârlan, mai dă niște cireșe. Când se face ziua satului, stăia toamna, atunci tot dumnealui binevoitor Doamna mai dă Marie un Trincu, care cârlan este care se laureat joacă la al bilete, concursului mai dă național de pentru o pictură cașlama, formale dar nu este și acesta, nu este artista sensul poporului vieții Ucrainei, noastre artista în Moldova, cârlan și în doamnul cașlama și Igor în Rusu. colacul jucat deasupra capului. Eu nu sunt împotriva promovării culturii și tradițiilor. Absolut, ba mai mult, sunt și eu nu știu cum să zic eu, o dornică de tradiție, de a dezvolta, dar să avem apă, asta vreau să zic. Uitați-vă ce comentarii urâte, se aude sau nu, că eu m-am pornit. Se aude și se vede, dar de ce zici că Igor Rusu a spus că primăria l-a invitat, dacă pagina lui Igor Rusu scrie de Mihov, că mulțumim și nu știu ce, am coplătit Mihov. Domnul agent Mihu va fi plătit posibil, da, din câte am înțeles, domnul agentul economic Mihu. Dar el are apă, ei au tras apă, adică încă de la râpă grădinii, cinci familii au dinainte tras apă așa și nu o plătesc. Nicăieri nu se plătește. Eu nu o spun cu rea voință. Acum el a săpat aceste, dar acum și revin. Dar a forat fântâna și a alimentat școala, grădinița, primărie și punctul medical. Și deci primarul nu a achitat pentru calitatea apei care se alimentează grădinița și școala. Toate aceste cheltuieli le suporta Mihov Petru, agentul economic. Și el acum mă blamează împreună cu Lilica Ileana că vor să rețină de la mine. Ba nu! Nimeni n-a reținut și nici nu va reține niciun bănuț de la mine, pentru că eu bani nu am, nu fur de la primărie, nu admit plăți neîntemeiate care au fost, v-am trimis dumneavoastră materiale care s-au constatat de inspecția financiară și lumea nu înțelege. Inclusiv Popa Vasilisa, care i-a pretins, dorea să fie primar, a candidat din partea PAS. Eu am să depun o plângere și am să demonstrez cum dumneai confirmă ceea ce ea este de acord cu încălcările admise de către primarul actual, care este la al cincilea mandat. Unde mergem noi, stimați domn, dacă noi suntem 11 consilieri și nu avem noi un regulament al nostru, nu un regulament, dar cum să zic eu, niște direcții, niște pași concreți prin care noi să încercăm să cerem de la primar de ce sonda nu funcționează. Tot apropo, această doamnă Popa Vasilisa, care e implicată în construcția acestei scene, neavând apă, ea susține primarul că dacă este sonda, trebuie un angajat la reprindere municipală, deci de la primărie. Dar nu întreabă, de ce primărașule?
N-ai sesizat poliția atunci când s-a furat gardul. De ce nu dai raport, iată ce spune inspecția franciară? De ce, domn primar, nu ne-ai dat toate listele la nota de la prescripțiile la prescripția inspecției franciare? Deci iată la noi unde se mănâncă plăcinta. Iată, vedeți? Și iată, ei în așa mod se coagulează, se unesc. Apropo, dacă vorbim și despre consilieri, despre Consiliu, componența Consiliului, sunt toți încuibați, înrădăcinați, adică încuibați în primărie de ani de zile. Cum nu-i poți da de acolo afară, chiar dacă au și peste pensie. Și plus la aceasta, neamuri, nanu, consilier, fina, secretarea Consiliului, soțul, consilier, Popa Vasilisa Rudă, consilier, Liliana Damaschin Rudă, este și Diana Rotaru, nora mea. Dar bine, noi avem niște relații așa, nu chiar, și nici cum ea, când ea are poziția ei, cum am și eu poziția mea. Ea nu că mă ascultă și nu știu eu dacă m-a ascultat vreodată, dar ea are poziția ei când ea a solicitat Diana Rotaru, consilier pedagog, care a solicitat, dar baza căror criterii? Am cărmări. Deci, da, pedagogii, ca să se mărească un 10%, ei depun efort, muncă. Dar la noi ce fac? Își iau foaie de boală când vor, cum vor și își leagă vița de vie. Dar lumea nu înțelege, mă acuză pe mine. Plus la asta, încă tot aici vreau să zic despre acea adresare a directorului centrului poștă Cahul, care roagă toți consilierii. Și mă acuză pe mine, de ce n-ați înaintat la întrebarea în ședința în comisii? Dar nu doar eu am primit acest răspuns, acest demers al directorului centrului poștă Cahul. Este vorba de o fetiță, de soția unui tânăr care lucrează la agentul economic, de o familie tânără care are este mama a doi copii care lucrează într-o clădire avariată. A fost acolo bibliotecă publică, au scos-o. Lasă rămâi cei de la poștă, că asta nu-i valoare, asta ea poate să prăbușească mâine, poi mâine, clădirea, că nu e atât de important. Eu asta vreau să aduc la cunoștință tuturor cetățenilor. Da, vă susțin, stimați domni, stimați cetățeni, cei de pe strada Sălcioară, care aveți 16 cetățeni, care ei spun, de la 2 mai noi nu avem, unde scrie aici? A, de la 1 mai nu avem apă, dar nu de la 1. Angela Dilipski scrie că de la 4 din aprilie noi nu avem apă. Apoi cum să te duci tu să joci pe data de 23 iunie, joci cu colacul deasupra capului? Acum tot așa să fie. Acest festival al plăcintelor l-au născut, l-au inventat ei, Dimintania, cu jocari natale, care au ei apă, dar nu s-au consultat cu noi cetățenii. Uitați-vă ce fel de momială. Și am vorbit de una cu un primar dintr-o localitate care el a pus prioritar, zici, doamna Tamara, din la Răduleni. Am 3 sonde, acum urmează să următoarea sondă, a treia sondă, să o dau în exploatare. Mi-am pus ca scop să aprovizionez cu apă satul. Punct. După aceea poftim, facem și diferite, putem să naștem diferite festivale, dar atât timp cât nu este satul alimentat și alegătorii mei nu trăiesc în condiții normale, nu au condiții normale de viață, de trai în localitate, nu-mi pot permite să nasc diferite festivaluri. Dumnealui Povstecu a fost la Festivalul Bășcuților. Nu pute... Dar uitați-vă la noi ce abordare. Atunci acest festival Dor Fierbinte l-au născut pe secret, că eu așa le-am zis, voi ați născocit un festival, deși el nu arată nimic. Ce promovează? Cum vorbeam și cu domnul Radu. Promovează păhărelul și o bucățică. Iată, prin așa fel de tactică, de modalitate, primarii sunt menținuți încă bine până poate fi menținuți și 30 de ani în fotoliu. Da, aveți apă, mă întreabă. Da, aveți gimnaziul, o gradă a gimnaziului, o aveți pavată. Dar mă întreabă, da, agenții economici care organizează aceste festivități au apă? Zic, da, au apă. Apoi iată, de la noi este racul, broasca și oștiucă. Eu sunt una care îmi spun, da, sunteți una, doamna Tamara, da, sunt una și voi sesiza absolut toate instanțele, toate instituțiile. Până când primarul, deci în data de 4, iarăși m-a jurat și m-a amenințat că sunt, deci aiuresc, că nu-i dau niciun ban de pe la Consiliul Raional. Păi nu ți-l dă, că nu știi cum să-l gestionezi. Dacă la tărtăul de salții sat vecin s-au dat bani și i-au investit într-o sondă.
Au două sonde și o localitate mai mică ca noi, ca noastră. Dar la noi ce se face? Joacă cu colacul deasupra capului și instituția poștală înflorește ca un hărbuz. Și eu sunt cea mai rea. Și noi nu știm ce apă bem. Absolut deloc nu știm ce apă bem. Nu știu Știți că dacă e m-ați iudă auzit. și e limpede, dar ce conține nitrații, nitriții, nu se văd. Da, și uitați-vă și desigur nu se văd. Și asta costă. Și de ce eu m-am plâns? Uitați-vă și răspunsul ăsta care el spune că la primărie, la oficiul de poștă sunt 9 trepte, deși acolo sunt mai multe. Cum să ridici, cum să urci? Asta e răspuns de primar? De ce el a ignorat acest răspuns? Acest demers al centrului poștă Cahul și i-a dat răspuns și nici nouă nu ne-a spus. Și de ce ei să mă învinovățească pe mine că eu sunt răufăcătoarea din sat? Eu vă mulțumesc. Dacă mai trebuie ceva, eu azi mai postez, dar vă zic, m-am adresat la anticorupție de doamnei Corneliei Cozonac, va fi examinat acest și las să vină în sat, i-am rugat să vină în A, te-ai sat, în loc plâns la organizația asta anticorupție, nu la centru anticorupție, CNA. de sat. Nu, la anticorupție, la doamna Cornelia Cozonac, da, am mai examinat ei, dar îmi spune că ei nu pot trimite, adică nu au angajați care să poată să vină și nu au resurse. Dar le-am trimis absolut totul. Cheltuielile este care au fost constatate de către inspecția financiară. Știți ce a rămas unde să mă plâng? Plâng. La Ministerul Bardacului în Moldova. Avem În așa rest, la ceva? toate m-am plâns. Avem așa Dacă ceva? aici, pe loc, sătenii nu iau atitudine și ei bat din palme și se duc și mănâncă plășinte și beau vin, dacă dau vinul de fabrica de vin, dau vinul și te scalzi în vin acolo. Iată cum trăim, cum votăm și ce avem. Să aveți un sfârșit de săptămână bun și poate următoarele săptămâni mai productive.